Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord și o fundație din Stuttgart, în parteneriat cu Arhiepiscopia Dunării de Jos, Ministerul Educației din Germania și Biserica Evanghelică din landul Baden-Württemberg din Germania, au inițiat proiectul Galați 2020, astfel că în zilele de 2 și 3 iunie 2014 a avut loc workshop-ul intitulat Accelerarea dezvoltării regionale a orașului Galați, având ca obiectiv general îmbunătățirea situației în mediul de afaceri gălățean și stimularea creierii de locuri de muncă. Toate pentru ca tinerii care muncesc în străinătate să se întoarcă acasă, iar cei tentați să emigreze să se răzgândească. Evenimentul a reunit 15 oameni de afaceri nemți, experți în sectoare precum agricultură, construcții, logistică, turism, dezvoltare personală sau managementul energiei, dar și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române și ai administrației publice locale. I was extremely impressed about the engagement of the Metropolitan and the Archbishop. A fost impresionat de implicarea Arhiepiscopului Casian și a Metropolitului Serafim. Cum credeți că se pot implementa soluțiile pe care How can these solutions, the outcome that we are discussing today, can be implemented further? So how they can be used? So this very much depends on the results today. The question is how we can bring the things on the ground. So this means how we can build up a structure that we can do the follow-up. It's not a short-term thing, it's a long-term thing. We need to have a long-term vision and we have to go in small steps. În al preasfințitul Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a povestit care este importanța unui astfel de eveniment pregătit cu migală încă de acum 2 ani. Ideea mi-a venit în urmă cu vreo 2 ani de zile când am constatat cu multă durere că tot mai mulți români părăsesc România și se stabilesc în Occident. Și țara aceasta pierde enorm de mult prin faptul că tineri mai cu seamă, oameni educați aici, pentru care țara cheltuie foarte mult, atunci când trebuie să rămână aici pentru ca să producă ceva pentru țară, pentru poporul nostru, te duc în străinătate și muncesc pentru străini. Și m-am gândit că să contactez niște oameni implicați, iubitori, implicați în economia germană, bineînțeles, specialiști în economie și în același timp iubitori de România, iubitori ai poporului român, și am găsit la Stuttgart, în landul Baden-Württemberg, în primul rând pe un pastor protestant, care este un mare prieten al Arhiepiscopiei Galațiului, Dunării de Jos, și în al preasfințitului Casian. Și împreună cu dânsul am găsit mai mulți specialiști în economie, în diferite strategii sociale, și așa de 2 ani de zile am pus pe picioare un proiect privitor la Galați și zona Galațului. Mai întâi, timp de 2 ani de zile s-au depistat toate posibilitățile umane pe care le prezintă această Galațiu și regiunea Galațiului, după aceea infrastructurale, potențialul universitar, turism, agricultură și așa mai departe. Și acești specialiști nemți, constatând că aici există un potențial enorm pentru ca românii de aici să rămână aici și să se implice tot mai mult în propria lor țară, în propriul lor oraș, propria lor regiune, este bine ca să venim aici cu acest proiect. Participanții aduși în Galați prin implicarea Mitropoliei Ortodoxe Române din Germania și Arhiepiscopia Dunării de Jos au dezbătut probleme ale comunității și au identificat soluții în diverse domenii, cum ar fi de exemplu agricultura, turismul sau industria.